Bună ziua, sunt doar Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. La acest moment, Statele Unite nu mai furnizează niciun fel de ajutor Ucrainei. Pe Românești asistăm la prima mare victorie a lui Putin de la începutul războiului din Ucraina. Iar dacă este să ne luăm după modul în care se prezintă susținerea europeană, admiratorii păcii rusești se pot declara de-a dreptul fericiți aproape că nimeni nu se gândește să caute măcar un singur exemplu de bune practici în relațiile internaționale de-a lungul istoriei, exemplu din partea Rusiei, bineînțeles. Altfel, s-ar lămuri destul de repede că nu a existat, nu există și nu te poți baza vreodată pe vreun acord cu Federația Rusă, Imperiul Țării sau Uniunea Sovietică, oricum i-am sau iați spune. În alte ordine de idei, americanii și britanici au atacat această dimineață, sau noapte, să-i spunem, instalații militare ale rebelilor Huti, susținuți de Iran. Iran, care este altceva decât aliatul Rusiei în regiune. Și asta pentru că nici navă comercială nu mai putea tranzita Marea Roșie în siguranță. Cu o excepție. Ați ghicit navele rusești. Invitatul meu de astăzi este domnul Coen în rezervă Domn Petrescu, bună ziua, bine ați venit la Bun TV. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Noi vă mulțumim pentru prezență. Așadar, haideți să începem cu Ucraina. Aici îngrijorările sunt mari. Susținerea asta pe care aliații, sau mă rog, NATO, s-a angajat să o acorde Ucrainei, s-a cam ales praf. Par cel puțin aveți deocamdată. Parțial aveți dreptate, dar există și o veste bună pe care tot astăzi putem să o zicem. Determinarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a acorda Ucrainei un sprijin specific pe plan militar de 3,1 miliarde de lire sterline, aproximativ 2,6 miliarde de dolari. Și asta ca urmare a consecvenței cu care la Londra este sprijinită apărarea Ucrainei pentru că apărarea Ucrainei coincide cu apărarea comunității transatlantice, chiar așa o percepe premierul Sunac al Marii Britanii. Deci Marea Britanie vine cu acest ajutor pentru Ucraina, care contează într-o perioadă într-adevăr sensibilă, deoarece din motive bine prezentate de noastre statele unite ale Americii au recurs la formula stop joc. E numai pentru un moment stop joc și Aici trebuie să spunem dintre previziunile perioadei care urmează și faptul că va urma un alt secretar general al NATO, care probabil va fi un olandez care este apreciat de actuala administrație Joe Biden pentru determinarea sa și care chiar a făcut o, o declarație mai puțin citată în România, adică NATO trebuie să intervine și să regleze problema cu Rusia în viitor. Deocamdată este doar o declarație, dar arată o determinare. Și s-ar putea că, în acel moment, și Trump și Putin, la Washington DC și la Moscova, să fie, pui, să fie puși într-o situație la care nu s-au gândit acum. Un NATO mai energic și mai determinat să nu fie uh, neutru într-o situație care este din ce în ce mai îngrijorătoare. O să spuneți de ce îngrijorătoare. Aici nu e vorba doar de soarta poporului ucrainean. Iată declarația de ultimă oră a președintului Medvedev. Care a spus că, în cazul în care aceste bombardamente ucrainiene, care au vizat partea de est a Federației Ruse, vor atinge și locații în care se află armele nucleare ale Federației Ruse, atunci se aplică un, un paragraf al decretului semnat de Vladimir Putin, care spune că dacă există un pericol ca să fie afectată capacitatea defensivă nucleară a Federației Ruse, măsurile trebuie să fie corespunzătoare. Și atunci zicea Medvedev probabil că Federația Rusă nu va ezita să uh, își apere ceea ce consideră el suveranitatea, uh, lovind Ucraina cu arme nucleare. Iată câte scenarii dintr-o dată se deschid pentru perioada următoare, 2024-2025. Să sperăm însă că rațiunea va învinge. Um, vorbiți de rațiune, însă rațiunea nu a existat nici în momentul în care Putin a decis invadarea Ucrainei. Aveți dreptate. Sau, mă rog, era un alt fel de rațiune în mintea unui singur om. Aveți dreptate, mai ales că, deși au fost avertizați la momentul respectiv oficialii de la Kiev, nici ei nu credeau în ipoteza aceasta, chit că americanii și alți aliați le-au prezentat suficiente date cu fotografii și cu informații care puteau fi verificate în teren. Rușii au intrat, dar s-au făcut singur de râs. Ne amintim de eșecul intrării în Kiev, Pentru că acum mai nou văd că pe genericele unor posturi de televiziune autoctone scrie 2025 este anul în care probabil Kievul va fi cucerit. Chestiunile acestea negative trebuie cântărite bine. Totuși e vorba de un popor mândru, de o națiune încă puternică, mă refer la populația pe care o are, și la capacitatea de a-și apărea teritoriul, pentru că rușii au cucerit doar 20% din teritoriul ucrainian. 80% este încă sub controlul forțelor guvernamentale ucrainene. E adevărat că aceste forțe guvernamentale ucrainene duc lipsă de muniție și mai e ceva. Sunt mai mulți soldați în vârstă decât tinerii pe care îi așteaptă jaluznei generalul care comandă armata ucraineană și care speră ca în Parlamentul de la Chiep să treacă Proiectul de lege prin care să se faciliteze accelerarea venirii tinerilor, inclusiv a tinerilor ucraineni din străinătate, să întărească rândurile armatei ucrainiene. Deci, dacă vreți, pentru Europa de Est, anul 2024 este un mozaic cu foarte multe semne de întrebare. Și aveți idee, România, cum se pregătește pentru asta? Uh, și mă refer aici, de exemplu, la oportunitatea încheierii de alianțe. Mi-aduc aminte ce-am învățat la istorie de mica antantă. Uh, o sintagmă pe care uh, maghiarii o luau în derâdere. Uh, de fapt, erau foarte ironici când se refereau la mica antantă. Însă, o sintagmă pe care francezii au susținut-o, cel puțin declarativ, la acel moment, era... Alianța între Iugoslavia, România și uh, cehoslovacia, în caz de. Uh, mă rog, ei vreau să se apere de revizionismul uh, maghiar de la, din perioada interbelică. Ar fi oportun acum, de exemplu, apropo de NATO, de ce face America, de ce s-ar putea petrece după alegerile prezidențiale din Statele Unite, când văd toată lumea observă că Trump e în creștere de formă, nu înțelegem cum, dar ia că se pot și astfel, se pot întâmpla și astfel de grozăvii, ar fi oportună o astfel de alianță, cel puțin militară, între state din Europa de Est sau Europa Centrală Aș și conturat de est? o preocupare reală și, într-adevăr, Lumea își pune problema ce se întâmplă cu NATO dacă se întoarce Donald Trump la Casa Albă. Numai că Donald Trump chiar dacă se întoarce la Casa Albă ca persoană, nu e de capul lui. Gândiți-vă că și europenii au o armă de care americanii nu trebuie să uh, uite. Adică inclusiv România are contracte pe care acum le le-a propus pe bani mulți și buni guvernului american. De ce guvernului american? Pentru că este relația de la guvern la guvern. Și atunci, în principiu, sunt ocolite uh, întârzierile sau livrările care sunt într-o perioadă care nu mai, ar mai fi utile de acea tehnică de luptă modernă armatei pe care o dorește. Și Statele Unite ale Americii sunt dependente de Europa. Și mai e ceva. Uh, totuși, din punct de vedere al realității din teren, ce este Federația Rusă astăzi? 140 de milioane de cetățeni, normal europeni. Ce este comunitatea transatlantică dacă ne referim doar la aliații din Europa? Este vorba de o coagulare a circa 500 de milioane de europeni. Deci numai la capitolul... Pe hârtie. Pe, da, pe hârtie, dar această Așa, forță demografică... în caz de ceva, dacă te poți baza pe 20-30, e mare lucru. E de discutat. Sau, mă rog, hai să-i punem pe polonezi, dacă te poți baza pe Aduceți-vă aminte că America a, fost, a mai fost într-o fază din asta de nu ne băgăm în Europa până la Pearl Harbor, când dintr-o dată America s-a schimbat la față și a luat o altă decizie. Și o neatenție a lui Putin, o neatenție a unui general rus, o decizie greșită, poate genera și o reacție americană. Observ că sunt formatori de opinie în România care spun rușii, americanii nu vor lupta pentru noi. Nu vin aliații. Aliații sunt aici. Și aliații sunt aici pentru un principiu simplu, cunoscut. Pentru că dacă ai un soldat aliat dintr-o țară cunoscută și el este afectat de un ipotetic, posibil viitor, atac a unei terțe țări împotriva României, este clar că armata din care face parte și țara care le-a trimis aici nu va fi insensibilă la situația care se va crea. Sunt multe necunoscute și cred că cel care ar trebui să fie îngrijorat de, viitor, de viitorul lui este chiar cetățeanul Vladimir Putin, care nu prea e sigur cu alegerile din martie din Federația Rusă și cu procentajul pe care îl va obține. Sigur că rusul tace, îndură, stă la coadă, la ora actuală mai nou mănâncă ouă aduse de la turci și din Belarus, dar asta nu înseamnă că pe termen lung va accepta chestiunea asta. Și nu atât râsul de rând. Să ne gândim că și la nivelul conducerii în jurul lui Putin sunt oameni care au propriile lor ambiții. Și întrebarea este: de ce îl ținem pe Putin acolo? Să ne aducă victoria în Ucraina. Este Federația Rusă sigură că va obține o victorie în Ucraina? Și cu ce preț? Eu la această întrebare n-am un răspuns realist. Viitorul sper să-mi ofere. O variantă mai aproape de realitate? Da, dar ați văzut declarațiile lui, lui Trump și dinainte de a-și pierde șansele pentru al doilea mandat, dar și din ultima vreme. de să ascultăm una dintre declarații, să ne facem așa un pic aminte de ce e în stare acest personaj. But there's a real concern what a second Trump term would mean. Would you be committed to NATO, for example, in a second Trump term? Depends if they treat us properly. The reason they have money right now to prosecute what they're doing with helping Ukraine is because of the money I got them. You say tonight that political violence is never acceptable. Well, of course that's right. And of course, I'm the one that had very little of it. Take a look at wars again. I didn't start. I wasn't involved in wars. We beat the hell out of ISIS. We won 100%. We brought our troops back home. Look at, look at the violence that we've had. Look at the violence we have recently. It would have never happened in Ukraine. Russia would have never gone in. Would have never happened the recent attack on Israel. Would have never happened. A hundred, I mean, zero percent chance that was going to happen. They see a weak president in our country, and they did something that was unthinkable. So we're going to have peace through strength. We're not going to have to fight. Da. domnule Colonel. Da, ați văzut ce a spus Trump. Vom avea pace prin forță. Și nu a nuanțat ideea. Prin forță. A, asta poate însemna orice. Uh, păi prin să readucem aducem aminte, adică să aminte prin forța respect... Imperiului Sovietic sau cum să-i spunem, că nici nu mai știu cum să-i spunem. Să, uh, să le aducem aminte telespectatorilor două realități care intră în calculul răspunsului pentru întrebarea inițială a dumneavoastră. Prima realitate este numărul mare de militari americani existenți acum în Europa și doi, exemplu dat de Finlanda, de Suie, de țările baltice care și-au făcut acorduri militare bilaterale cu Statele Unite ale Americii care să le ferească de o surpriză strategică în cazul în care, ipotetic, NATO s-ar desfința. Să nu uităm că în cazul României acționează parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Iar una dintre unitățile operative de elită ale celebrei Divizie 101 aeroportată se află în Dobrogea. În Dobrogea, nu în alt teritoriu. În România, la malul Mării Negre. Deci americanii sunt aici. Nu suntem singuri și nici pe departe nu se pune problema că Statele Unite ale Americii se va delimita de aliații europeni. Vis-a-vis -vis de banii de care vorbea președintele Donald Trump. Ele au, banii aceștia au altă explicație. Europenii simt deja acest ger geopolitic și văd că Rusia este interesată să se joace un pic cu țările baltice, să amenințe și Polonia, să amenințe și România. Numai că Polonia și România, din punct de vedere obiectiv, au cele mai puternice armate dintre fostele țări socialiste care au fost membre ale tratatului de la Varșovia și acum sunt membre ale NATO. E vorba și numeric și ca dotare. Cu tehnică de luptă. Polonia, să zicem, de România deocamdată să mai așteptăm niște tehnică, să mai așteptăm... Da, poate o să avem timp să vorbim și despre asta. Bun, dar omul nu este în trale lui, mă scuzați. Pare să nu cunoască realitatea din teren, nu se uită la știri măcar dacă te uiți la știri 5 minute zilnic și îți dai seama că nu ai cum să spui așa ceva ca viitor președinte sau ca viitor candidat sau ba oricum să ar spui, fi. Ba poți să spui ca să mai determini niște cetățeni americani naivi să te voteze. Iată un viitor Cu IQ președinte negativ. Adică sunt e foarte mulți. dumneavoastră. Da. păi înseamnă că sunt foarte mulți dacă te poți baza pe așa ceva. Că, bă, bă, eu există înțeleg... o frustrare. Există o frustrare în America și aici așa a dat seama Trump și exploatează pe ea. Există o imagine a, a tot puternicii Statelor Unite, care vine din vremea lui John Fitzgerald Kennedy, deci ei au imaginea unui președinte care a fost puternic, l-a determinat pe Hrușov să-și retragă rachetele și chiar să țină cont de interesele strategice ale Statelor Unite ale Americii în Cuba. Și iată că vedem că Cuba acum se află într-o altă ipostază geopolitică. În același timp, ce oferi dacă vrei să fii din nou președintele Statului Unite ale Americii? Spui că Biden nu este cea mai bună soluție și te promovezi pe tine ca un președinte hotărât. Dar e un președinte relativ hotărât pentru că a evitat să fie alături de doi alți candidați din partidul său, guvernatorul din Florida și Nick Haley, la o confruntare între ei. Această evitare arată că, deocamdată, nu a fost lăsat de consilierii săi să fie într-o dezbatere în care să se clarifice multe lucruri. A nega este una, dar a veni cu soluții realiste este cu totul altceva. Uitați-vă, a fost marea problemă cu zidul de la granița dintre Statele Unite Americii și Mexic. Ce vedem astăzi? Continuă afluirea de migranți de la sudul acestui zid, de pe teritoriul Mexicului. Pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cu tot cu zidul lui Trump. Deci sunt soluții care nu merg și sunt abordări care trebuie altfel, în viitor, să fie, dacă vreți, edificate. Da, da vedeți, este exact ce vă spun uh, și nu m-ați contrazis. Uh, republicanii au condiționat acel ajutor de 60 de miliarde de dolari. De continuare a lucrărilor la marele zid americano mexican E adevărat. Că, a, astfel pe ce lume să fii? Pe bani aruncați. Pe astfel au recunoscut indirect că soluția inițial lansată de Trump n-a fost cea mai fericită dovadă că acel zid în continuare este, dacă vreți, penetrat, este depășit de către migranți. Și ați văzut imagini difuzate și la televiziunile românești. Cu copii, cu sarsanalele, cu sacoșele care erau deja, când să zic așa, traslatate din partea de sud a zidului în partea de nord, pe teritoriul american. E o dramă acolo. Acolo sunt două lumi. Pe de o parte e o lume a bogăției promise, cea din Statele Unite, și o lume a sărăciei, care înseamnă un stat eșuat ca Mexicul și alte state eșuate din America Centrală și din America de Sud. Există acest miraj a celor de acolo că dacă se duc în Statele Unite ale Americii, găsesc un job, strâng niște bani și pot să-și ajute familia. Aici guvernul american nu a negat această chestiune. Da, dar nu mi-ați răspuns sau n-am înțeles eu. La întrebarea de mai devreme, n-ar fi oportună o alianță regională până la urmă? E adevărat, că, e adevărat că am făcut o trimitere la faptul că alte țări au avut asemenea preocupări. Mă refer la țările nordice. Dar este prematur să vorbim acum când nimeni în Europa nu-și închipuie o comunitate transatlantică fără NATO. Ăsta este adevărul. Pentru că dacă mai există voci pe la Paris sau prin altă parte ca să vorbească de armată NATO, păi să le reamintim celor doi aliați, Franța și Germania, că atunci când făceau bombardament în Libia, după două săptămâni, statele lor majore au făcut apel la Pentagon ca Departamentul Apărării a Statului Unite Americii să le dea muniție. Nu mai aveau muniție. Deci, fără America, ce este Europa, din punct de vedere militar? Vedeți, tocmai asta ne dă, ne dă frisoane. Că occidentalii nu prea știu ce înseamnă Rusia. Occidentalii nu știu ce înseamnă pacea rusească. Occident s-au uitat Uh, ce ar trebui să știe, de exemplu, sau maghiari, ungurii ar trebui să știe. Uh, dar parcă uită foarte repede sau alții n-au cunoscut o astfel de pace. Uh, noi, polonezii, cehii, slovacii, știm foarte bine ce înseamnă. Uh, bulgarii știu foarte bine ce înseamnă un aliat tradițional al Moscovei, care acum e foarte departe de ceea ce era odată. Sau, mă rog, departe, să nu exagerăm. Dar, uh, oricum, e surprinzător, pentru mine a fost surprinzătoare poziția Bulgariei în ultima perioadă, în ultimii doi ani, de exemplu. Uh, și tocmai această nehotărâre sau, nu știu, uh, lipsă de cunoaștere, uh, pierdere de memorie, ne dă frisoane și ne... Obligă să ne punem întrebarea asta. N-ar fi oportună o alianță regională? Nu m-aș pripi cu un răspuns categoric, pentru că, dacă ați vorbit de Bulgaria, acolo a, a fost la Sofia o presiune puternică a Federației Ruse, care a adus aminte bulgarilor frăția dintre cele două popoare slave. Și au fost și alte presiuni de ordin cultural care au ținut și pe președinte și pe guvern într-un joc de șah, încă n-au ajuns la mat. Dar bulgarii s-au simțit tot timpul în vizorul Federației Ruse. Din fericire, în acest joc, totuși, NATO a fost foarte atent la rolul Bulgariei în cadrul NATO și la ceea ce poate oferi armata bulgară și ce poate să ofere NATO ca alianță Bulgariei. Uh, am văzut recent imagini care sunt foarte sugestive cu președintele României stând de vorbă la sediul Uniunii Europene cu uh, omologul său bulgar. Deci se caută modalități de apropiere celor două țări sub o formă sau alta pentru că și România și Bulgaria, alături de Turcia, sunt singure state membre ale NATO la Marea Neagră. Diferența fiind că Turcia are cea mai puternică Plotă militară, numai că ea este dislocată în partea de est a Mării Mediterane, datorită situației pe care o știm că o are Turcia cu Grecia, și dispute privind insulele care sunt sub control grecesc, dar sunt revendicate în bună parte de guvernul președintelui Erdogan. Este o situație complicată. Ca să vorbim acum de o ipotetică o alianță, este prematur. În primul rând, că NATO există, Uniunea Europeană funcționează, așa cu limitele pe care le, le cunoaștem. România avem doi importanți români din perspectiva capacităților, Mircea Joană la NATO și iată se controlează posibilitatea eventuală ca și președinte României să acceadă într-o funcție importantă la Uniunea Europeană. Dacă va accede acolo trebuie să recunoaștem că s-a luat în calcul și capacitatea lui de a fi echidistant și de a-și păstra echilibru. Vedeți, în ziua de astăzi au succes din perspectiva aprecierii internaționale cei care nu fac declarații inoportune, care nu se pripesc, care își dau seama că există comunități reale care trebuie să spună și pot să spună cuvântul. NATO nu este o poveste. Relația noastră cu statele unite americane este una realistă. Sigur că în absența unor informații viabile pot fi politicieni care să încerce sub eticheta asta nostimă de suveraniști să adune anumite voturi. Dar nu poți să vorbești de suverenitate națională dacă nu ești atent la cine apără țara asta. Dumneavoastră apărați foarte bine pe ecran prin întrebările incomode pe care le puneți, prin temele pe care le aduceți în dezbatere. Asta este o chestiune a presei. Dar sunt și diplomați care își fac datoria, mă refer la diplomați români în diferite zone. Rolul lor se va vedea în perioada următoare, pentru că ei sunt cei care vor negocia la Uniunea Europeană repoziționarea cetățeanului Klaus Werner Iohannis într-o anumită postură la Bruxelles. Și important sunt și militare, pentru că dacă n-ai o armată puternică, iată, armata noastră are un nou șef al statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, pe care îl cunosc și mi-a făcut o impresie deosebită, un om sobru, competent, conștient de realitățile din armata română. Chiar am avut șansa să particip alături de alți rezerviști la o prezentare de la statul major al apărării cu slide-uri privind viitoarea dotare cu armament modern și tehnică de luptă de ultimă oră armatei române. Pe categorii de forțe, ce va fi la forțele terestre, forțele aeriene, forțele navale și din perspectiva asta, tot ce a propus armata Parlamentului este viabil. Nu e un pic haotic programul de înzestrare? De ce? Dați-mi un argument. Adică și submarine, și avioane F-16, F-35 în viitor. Păi sunt categorii tankuri, de forțe. Diferite. Sunt categorii de forțe, dar tot ceea ce pare să cumpărăm nu pare altceva decât un armament ofensiv. Mai puțin capabilități defensive. Sau nu știu, poate mă înșel eu ca și... Vă readuc aminte că atunci când au fost acele drone oficial ucrainiene care au căzut pe teritoriul, de fapt erau drone atribuite Federației Ruse care au căzut pe teritoriul României și s-a dus în zonă conducerea Ministrului Apărării, atunci, în opinia publică românească, s-a formulat întrebarea. Noi cum răspundem la asta? Ce capabilități are România ca să răspundă la asemenea situații, adevărat? Da, ca e corect. Ca să ai capabilități, trebuie să guvernul, cu aprobarea Parlamentului, să investească în ceea ce, de pildă, există un repert cunoscut acum public, în drone. Drone pentru forțele aeriene, drone pentru forțele navale, pentru că au avantajul de a fi conduse de la sol, de a fi eficiente și de a evita pierderile umane în rândul trupelor proprii. Deci armata română are nevoie de drone și la statul major al forțelor navale, și la statul major al forțelor aeriene, și la statul major al forțelor terestre. Păi și atunci, de ce ne mai trebuie F16? Pentru că forțele aeriene române trebuie să aibă o dotare pe măsura provocării. Alte state și-au permis, cum este chiar cazul Norvegiei, să-și cumpere de pe acum un număr important de avioane F-35, care sunt cele mai adaptate unui război rapid, unui adversar care are o tehnică de luptă pe măsura vremurilor. Vom avea și noi, pe baza aprobării Parlamentului, într-un ecart de timp care deja s-a anunțat. Vreau să mă mai dau un exemplu. Faptul că forțele navale vor fi dotate cu submarine fără pilot și fără echipaj de bord arată o adaptare a forțelor navale românești la realitatea pe care o vedem în Marea Neagră, că acolo o țară vrea un, col un coridor special pentru grâne, altă țară îl interzice și atunci întrebarea este cum răspunzi la această situație? Știți care e informația de ultimă oră? În sfârșit, Turcia, Bulgaria, România au decis înființarea unui grup naval comun pentru acțiunile de deminare, astfel ca împreună navele militare turcești, bulgărești și românești, cele specializate în deminare. Adică... Și câte are România de deminare? Două. Problema este că în cadrul acestui grup naval vor fi destinate, conform deciziei statului major al forțelor navale, cele care pot participa la acțiunile care se întâmplă ori de câte ori e furtună. De câte ori e furtună, observăm că din zona ucrainiană minele de proveniență sovietică folosite de Federația Rusă sunt dislocate mai la sud, mai în largul Mării Negre și atunci îți trebuie niște capabilități care să răspundă acestora și capabilitățile le au parțial românii, parțial bulgarii, parțial turcii. Dar este un răspuns al NATO și al NATO pentru că s-a hotărât când au fost semnate aceste înțelegeri că la o adică și alte țări în viitor pot să trimită nave de minoare în Marea Neagră, să ajute. Pentru că sub o formă sau alta mai devreme sau mai târziu se va ajunge la o înțelegere a unei noi realități la nord de Marea Neagră. Și atunci ai nevoie să dai la o parte vestigiile războiului, inclusiv acest pericol pentru navele civile de a întâlni în larg mine care Sau am putea fi noi subiectul acestui război, subiectul direct, dacă nu suntem atenți și dacă uităm despre ce e vorba, apropo, de Rusia. Dar nu credeți că ar trebui. Aici atunci... îmi, da, îmi dați voie să nu fiu de acord cu ipoteza dumneavoastră. Totuși, Federația Rusă, și citesc din președintele Vladimir Putin, Federația Rusă nu își propune să aibă un conflict cu NATO. Unu. Doi. La cum arată în Ucraina, cred Doi. și eu că nu își propune. Poate că mulți au uitat declarația amiralului Rob Bauer, care e președintele Comitetului Militar al NATO și care a spus clar, într-un interviu acordat unui post de televiziune american, în urmă cu mai multe săptămâni, NATO nu își poate permite să piardă în Ucraina. Deci, l-ai sprijinit până acum armata ucraineană. Acum este un impas relativ trecător. Iată că britanice deja au anunțat ajutorul pe care îl menționam. Se va depăși și acesta, dar Ucraina până la urmă este o pavăză în fața colosului de tip sovietic al armatei ruse, care se poate rostogoli peste țările baltice, peste România, poate pune în de și Polonia. Și atunci ai nevoie de o zonă tampon. Știți că e, sintagma asta zonă tampon vine din vremea lui Stalin. El avea această obsesie a teritoriilor care se asigură de imitare, o distanță față de ipotetici adversari. Fiind conștient că, de pildă, Adolf Hitler nu poate să nu dorească uh, prăbușirea Unii Sovietice. După cum s-a și întâmplat. Uh, da. De ce contraofensiva Ucrainei a doua uh, din, de la finalul anului trecut a ieșuat? Sau, mă rog, nu și-a atins obiectivele sperate foarte mult de occidentali, în special, nu știu ce speranțe și-au făcut ucrainenii la vremea respectivă, dar noi și mai ales occidentalii creau că Ucraina se va opri cu greu la granița cu Rusia. Da, evident, între un film de la Hollywood și realitatea de pe frontul de est a fost cu totul alta. Dar, până la urmă, rezultatele pare că nu au fost cele așteptate. De ce? Unde s-a greșit sau unde s-a împodmolit de fapt? Nu știu dacă a fost neapărat vorba de vreo greșeală strategică. Aici există mai mulți factori. În primul rând, da, s-au împodmolit pentru că tehnica de luptă pe care aliații au trimis-o statul, adică Ucrainei, Chiar dacă a fost mânuită de ucrainieni instruiți, totuși era, era utilizată de oameni care, până atunci, până la acest moment, aveau o anumită mentalitate, un anumit mod de a se raporta la situația de pe frontul de Est. Și chiar în analizele pe care le-au făcut o serie de girare americani, în rezervă la posturile americane de televiziune, s-a văzut, și aici nu este o impresie mea, nu este opinia mea, ci este ceea ce semnalau o prestigioasă publicație americană că aceste previziuni ale generalului american n-au ținut cont de realitatea din teren. În definitiv, în teren erau soldați ucrainieni, nu soldați americani. Și una este să privești harta cu ochii celui care a comandat trupe americane și să-ți închipui o anumită dinamică, și alta este să ții cont de realitatea din armata ucraineană m-am uitat la ultimele imagini sosite pe fluxul de știri de pe front și acolo majoritatea celor din fotografii sunt oameni de 40, 45 de ani, 50 de ani. de deci, sunt oameni maturi, au experiență de război, dar tineri foarte puțini. Așa spune cuvântul. Și de ce să nu recunoaștem și la nivelul soldaților ruși ca și la nivelul soldaților ucrainieni a survenit oboseala. Ce îl motivează pe un tânăr rus să ajungă într-un sac negru acasă la părinți? Deci e mai puțin motivat să-și dea pieptul de oțel în fața gloanțelor ucrainiene. E vorba totuși de tineri inteligenți care au acces la un anumit nivel de informații și nu se mai poate merge pe o mașină de război de tocat uh, al la tinerii. Dar rușii au, asta este o cauză, rușii au făcut o foarte bună defensivă s-au pregătit pentru ofensiva ucraineană. În al doilea rând sistemul lor de, de tranșei, iată că acum este copiat cu ghilimele de rigoare de ucrainieni, care au trecut și ei să amenajeze linii defensive după model rusesc. Dovadă că ei sunt cei care amplasează acum acei dinți de beton pe care inițial i-au amplasat rușii pentru întărirea pozițiilor lor defensive. S-a ajuns la un... La o situație de saturare pe câmpul de luptă. Nici tankurile americane sosite în cele din urmă, nici artileria dată de mulți aliați n-au putut să facă minuni. S-a ajuns și la acest impas cu muniția, și impasul cu muniția este atât de partea ucraineană cât și de partea rusă. La ucraine, punându-se problema de perspectivă ca industria lor de apărare, cât a mai rămas să treacă, să producă în țară ceea ce are nevoie armata ucraineană. La Federația Rusă observăm că Vladimir Putin atât de hotărât încă a anunțat că va crește bugetul armatei ruse la 30% din bugetul rus. Asta se va vedea în economia rusă. Deci, din păcate, pentru Putin, dar din fericire pentru Europa, Federația Rusă acum merge, din punct de vedere economic, pe o sămă ca un acrobat vedem cât va rezista această mașinărie economică a Federației Rusiei. Suntem într-o situație în care viitorul ne poate rezerva multe surprize. Nu nouă europenilor, pentru că am reamintit, suntem 500 de milioane, totuși de oameni care vrem să trăim liber. Și celor care trăiesc în comunitatea rusă, o comunitate închisă, o comunitate care privește peste tot în jur numai la dușmani, ori într-o viață în care peste tot vezi dușman și nu ai capacitate de dialog, spunea foarte bine acum în Estonia președintele Zelenski că cineva se pregătește pentru alegeri, acesta este Putin, și vrea să prezinte la alegeri că a obținut o victorie cât de mică, aici colo. Aceste victorii cât de mici, fiind bazate pe atacurile unităților militare rusești, mai ales în partea de est a Ucrainei unde ocuparea unor localități care sunt relevante doar din punct de vedere tactic ar putea fi trâmbițate la Moscova ca mari reușite împotriva armatei ucrainene. Dar starea de tensiune, starea de război persistă și dacă cele două părți nu vorbesc, nu negocează, aflăm prin intermediar că, totuși, în decembrie anul trecut, au fost cu sprijinul statelor arabe demarate primele negocieri la care, într-o anumită fază, nu au fost prezenți diplomații Moscovei. Se caută soluții, pentru că, până la urmă, și Uniunea Europeană, și Statele Unite ale Americii, și Federația Rusă, și chiar Republica Populară Chineză, nu au cât, decât de pierdut din punct de vedere economic din continuarea acestui mecanism de uh, tocare a poporului ucrainean și de tocare a generației tinere ruse. Da, este greu acum să anticipăm cum se va termina acest conflict. Din nefericire este vorba de un dezastru care afectează și viața populației civile. Observați că la aceste bombardamente atroce organizate de Armata Rusă, ca de obicei, femei, bătrâni, copii sunt primele victime și cifrele care sunt date publicității la Kiev nu reflectă nici pe departe grozeviile care sunt pe teren. Există și această competiție între un Kiev care spune că sunt 350.000 de militari ruși morți, o corecție a Pentagonului care spune că sunt mai puțini militari ruși morți și o tăcere deloc surprinzătoare a Moscovei care nu vrea să recunoască ce a pierdut în acest război. Ce a pierdut în acest război? Divizii întregi de tineri care au murit pentru visul lui Putin de a reface din cenușă Uniunea Sovietică. Acesta e visul lui spus încă de când era premier, într-o modalitate mai timidă. Cine și-a transformat Rusia într-o țară închisă, va fi greu de crezut că cineva va mai înghiți în următorii 20-30 de ani. Da, dar în știți, Occident. până la urmă totuși trebuie să să-i temperăm pe triunfaliștii care spun, domne, mai devreme sau mai târziu Putin pleacă. Da, mai devreme sau mai târziu Putin pleacă, dar s-ar putea să vină un Putin mai energic și mai motivat. Să nu ne așteptăm că, dintr-o dată, pleacă Putin, și Navalny iese din închisoare și preia Cremlinul. Asta este un vis de copii. Da, dar dacă ar avea cineva curiozitatea să citească sau să asculte interviurile lui Navalny, ar putea observa cu frisoanele de care pomeneam de rigoare că nici Navalny nu este departe de Rusia măreață și Corect. A tot cuprinzătoare. Așa Corect. că asta e o chestie genetică sau nu știu. Eu nu mă uit Dacă ne la... neapărat genetică sau beau ceva Da, există orgolul special. imperial. Există orgolul țarist rusesc care persistă și la actuala conducere a Federației Ruse de la Kremlin. În dialoguri purtate cu unii interlocutori, cineva îmi spunea, ce nu cumva îi urăși pe ruși de vorbește așa negativ, aici nu e vorba de ură. Aici e vorba de o realitate pe care au trăit-o și noștri. Să ne ducem aminte cum ne-au luat Basarabia într-o zi, printr-un ultimatum și cât de mult au avut de suferit bunicii și rudele noastre anterioare. Deci rușii sunt capabili să-ți facă surprize, este o tradiție la ei și în această perspectivă e de înțeles și reticența americanilor care își dau seama că aici este o altă mentalitate nici de cum practică, ci țaristă de a se raporta din punct de vedere geopolitic la ce se întâmplă în partea de răsărit a Europei de astăzi. Ce se întâmplă în partea de răsărit a Europei? Există încă teama, mai ales în țările baltice, de, de Federația Rusă, de capacitatea ei militară de a face surprize strategice. Pentru că atunci NATO va trebui să ia niște hotărâri. Dacă în 24 de ore Două divizii rusești ocupă peste noapte Estonia, Letonia, Lituania. Că nu întâmplător s-a dus acolo președintele Zelenski. Știa că există o sensibilitate, despre sensibilitatea balticelor a vorbit prima dată generalul Ben Hodges când s-a adresat comisiei Senatului Statelor Unite ale Americii pentru serviciile armate și le-a spus de teama reală a cetățenilor de acolo față de o posibilă invazie militară rusească. În ce ne privește, noi asistăm la două fenomene pe de o parte sunt cei care spun, domnule, nu e războiul nostru, lăsați să se bată între ei. Și cei care înțeleg și vin cu argumentele proprii că totuși Ucraina, dincolo de divergențele istorice pe care noi le avem cu statul ucrainean, totuși în momentul de față este stabila în fața mașinăriei de război a lui Putin. Nu există altă stabilă. Și întrebarea este pe cine sprijinim? Pe cine se opune răului? Iar răul este acest stăvăluc care vine și macină oameni și distruge destine, distruge localități, orașe, sate. Asta se vede. Asta nu se poate nega. Ba, se poate, din ce am văzut în ultima perioadă, dar e altă discuție. La Desa... ce vă referiți? Sunt destul de mulți și în România care cred în continuare că Armata Roșie este cea eliberatoare și... Care a fost atacată și care a devenit victima NATO până în 24 februarie 2022, când Armata Roșie. A... Eu chiar vă mulțumesc pentru afirmația asta, pentru că aș vrea să clarific un lucru, dacă mă îngăduiți. Scurt. Da, vă rog. Să mulțumesc celui de sus, Putin, că NATO nu și-a propus să aibă o reacție. Și NATO nu și-a propus să aibă o reacție militară. Pentru că raportul de forțe dintre NATO. Și Federația Rusă este la toate capitolele în favoarea Alianței Nord-Atlantice. La toate capitolele, inclusiv la arme nucleare. Nu se va pune problema așa, dar Federația Rusă știe. Și atunci preferă, știți, ca și buldu gola. Mușcă de colo, mușcă de colo, așa câte un pic. Menține o stare de teamă? Da, sigur, NATO nu e roșie și e reprezentant a unor interese din care facem și noi parte. Este evident cine și imagina că la NATO se dă ulei, mălai și făină și a făcut o impresie foarte proastă. Sau, mă rog, e o rezultantă directă a sistemului educațional de după 1990, da, iar altă discuție. Uh, mai avem câteva minute, aș vrea totuși să nu uh, închidem emisiunea fără să mergem puțin în uh, Orientul Mijlociu, unde toată lumea vorbește despre ce se întâmplă acolo. Evident, toată lumea pune întrebarea uh, demnă de Nostradamus dacă începe al treilea sau al patrulea, după mine, război mondial. Dar foarte puțin se vorbește despre cine a pornit de fapt conflictul de acolo. Pentru că e foarte interesant cum, indiferent în ce direcție te-ai uitat, ajungi la Iran, Rusia, un pic de China, dar China pare ca de obicei profitorul momentului, dar Iran și Rusia sunt peste tot în zonă. Eu am avut șansa creată de armata română să fiu prezent în armata israeliană. Și trebuie să recunosc că este o armată modernă, cu foarte mulți tineri și tinere, care fac stagiu militar obligatoriu, chiar dacă trăiesc în Europa. Am avut posibilitatea chiar să discut cu ofițeri israelieni de limbă română, veniți din România, cu părinți aici, în România. Una este organismul militar israelian, care este foarte bine dotat, foarte bine plătit și știe că este singurul garant al națiunii israeliene contra posibilei uh, reacții arabe care în viziunea lor i-ar alunga de pe teritoriul actual și atunci ar trebui să se refugieze undeva. Și aici este o întrebare, inclusiv pentru opinia publică europeană. Unde se vor duce cetățenii Israelului dacă sunt obligați să plece din Israel? Că de aceea este această duritate acum în Gaza. Și pe de altă parte, realitatea arată, confirmă, armata izraeliană nu este o armată de dus lupta în localitate. Ei nu știu decât să bombardeze, de blocul și la fel. Femei, bătrâni, copii, sunt fotografiile transmise de agențiile americane de presă, de cele britanice și franceze și totuși sunt oameni care își pierd membrii ai familiei. Din punctul meu de vedere, continuarea conflictului acolo, și am proprietatea cuvintelor, este o compromitere a armatei israeliene. Adică în momentul când ai deja aproape 24.000 de morți palestinieni și ai, conform cifrelor recunoscute la Tel Aviv, circa 54.000 de răniți, 54.000 de răniți, sigur că acum Israelul zice la Curtea Internațională de Justiție că nu, acolo nu este genocid. Este apărarea dreptului la existența națiunii israeliene. Dar să ne uităm în teren, câți morți, câți răniți. Să ne uităm la ce s-a întâmplat pe timpul prezenței naziste nemiloase în Europa și la cât de mult au avut de suferit evrei. Într-un cuvânt, domnule Pastia ajunge. Cineva trebuie să ia o decizie acolo. Păi să ia decizia cine a pornit decizia. Corect, dar cât va fi? Cine atât? a pornit decizia? Bine, acum putem specula și putem să spunem că s-a creat această situație tocmai pentru a crea o dificultate statului Unitele americii la aliatul din zonă, adică la Israel. Și atunci cine ar fi generat o asemenea situație facilitând sau îndemnând Hamasul să acționeze acum? Este doar o supoziție, Federația Rusă. Nu există dovezi publice, dar foarte bine ați subliniat dumneavoastră rolul Iranului din zonă, pentru că Iranul este implicat și în sprijinirea Hamasului, dar și în sprijinirea Hezbollahului din Liban. Mai și nou, A rebelilor Houthi din Yemen. Da, mai nou, șeful statului major al armatei israeliene a spus într-un mesaj către militarii israelieni: La nevoie să vă pregătiți să acționăm în Beirut, în capitala Libanului. Deci există această preocupare pentru a ajunge la acțiuni disuasivă, de descurajare a unor presiune din nord venind spre Israel. Este un război tragic și e foarte bine și e de aplaudat insistența administrației Joe Biden prin șeful departamentului dedicat politicii externe, mă, mă refer la Anthony Blinken, de a media, de a găsi soluții, de a avea și sprijinul statelor arabe, dar și înțelegerea interlocutorilor izraelieni, începând de la președintele actual al Israelului, continuând cu ministrul de externe, cu ministrul forțelor armate. Deocamdată, la momentul difuzării emisiunii din noastră, bombardamentele continuă și victime sunt zi de zi. Și întrebarea de bază este pentru cine? Pentru cine? Poate cine știe. O să primim răspuns. Am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cronel, pentru analiză și informații dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați urmărit, că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de Metropola TV. O seară nemaipomenită vă doresc.